face mai mult decât? Ca toată jertfă. Slăvit să fie Domnul. Amin. În seara aceasta, Duhul Sfânt să ne dea inimi de carne. Amin. Glodozibre de canabia. Ați văzut și dumneavoastră câte vești rele s-au întâmplat și s-au auzit aici în Anglia, că va veni Brexitul. A venit Brexitul, tu cu mine și cu dumneata suntem tot în Anglia și suntem binecuvântați. Aleluia, Doamne! A venit Brexitul și Domnul ți-a rezolvat rezidență și ești în Anglia împreună cu mine. Pentru că Dumnezeu când te trimite aici e binecuvântare! Zabrodia Canabria. Ani trecuți până cu Brexitul toți, prieteni, pocăiți, nepocăiți, plec în Canada. Bă, dar ce să faci în Canada? O iau, calculează $1000 canadieni cu 1000 de lire sterline. Care-s mai mari? Păi 1000 de lire sterline, nu? Și tu pleci în Canada. De ce pleci în Canada? Că vin veștile rele. Păi oamenii spun vești rele. Dar cel ce dă parafa e Iisus Hristos. Aleluia, Doamne. Vreau să vă spun că eu am venit prin prorocie în Anglia în 2016. Duhul Sfânt mi-a vorbit. Te voi trimite într-o altă țară și te voi binecuvânta și te voi strămuta. Așa mi-a vorbit Duhul Sfânt. Și din 2017, în ianuarie, acum 2022, dacă vom mai avea zile, dacă voi mai avea zile, sunt 5 ani în care Duhul Sfânt m-a binecuvântat. A lui Hristos, Iisus să fie gloria. Eu vreau să spun de aici, de la Ambon, să te îndemn, dacă vreodată ai avut vreo prorocie și nu s-a împlinit, crede că se va împlini dacă a vorbit Duhul Sfânt mai devreme sau mai târziu. A lui Iisus Hristos să fie gloria. A lui Iisus Hristos să fie gloria. Glorificată să fie prezența Lui. Duhul Sfânt e în adunare. Duhul Sfânt vorbește. Duhul Sfânt prorocește. Dar ce vrei să-ți prorocească Duhul Sfânt? Când ai pâine, când ai casă, când ai mașină, când ai haine, Duhul Sfânt prorocește învierea. Înviere! Pranodia Clavia Vel! Erau niște oase uscate în valea aceea în Ezechiel 37. Îl întreabă Dumnezeu cu prorocul Ezechiel. Fiul omului vor putea învia oasele acestea uscate. Prorocul înțelept spune, tu știi, Doamne Dumnezeule, lucrul acesta. Eliga dobrie glaie. Gemenighe dobrie vel. De aceea toți lucrătorii împreună cu mine să spunem, tu știi, Doamne Dumnezeule, ce lucrare mare vrei să faci la liber. Amin. Eliberare în numele lui Iisus. Vindecare în numele lui Iisus. Eliga dobria, te slipește de negunoaiele lumii. Hristos prorocește. Hristos prorocește învierea. Hristos prorocește venirea. Trezește-te, biserică. Pocăiește-te, biserică. Smerește-te, biserică. Vine Domnul. Ramana gobie glaie. Ești pregătit pentru El. Ești pregătită. Aleluia. El va veni.